arbitrul Ștefan cel Mare renaște în zilele astea în cetatea de scaun a Sucevei. Am zis! Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă să urmărească sutele de cavaleri și domnițe care au parcurs orașul din vârful Opcinilor și până sus la cetatea de scaun a Sucevei. Parada medievală, compusă din membrii ordinelor cavalerești participante la festival, a plecat în jurul orei 21 la lăsarea întunericului, cu făclii aprinse într-o impresionantă coloană luminoasă care a parcurs orașul pe traseul Opcin Georgenescu, primărie Ana Ipătescu și cetatea Sucevei. Cavaleri cu straie blazonate și domnițe cu ochii lungi din catifea și brocard, scutieri și grupuri de oșteni războinici înarmați cu săbii și topoare, luptători cu straie din piele înfășurați în blănuri de lup, arcași cu tolbele pline de săgeți s-au înșiruit în coloana care a pornit în marș spre cetatea Sucevei. Festivalul medieval a fost anul trecut o provocare pentru noi și cred că ne-am comportat destul de frumos, am avut un recital de o oră, iar anul ăsta suntem toate trei zile în cetate, unde avem un atelier de muzică medievală, ceva foarte interesant, se confecționează naiuri, ceva de genul, se mai cântă, se mai merge pe aici, pe acolo, se mai dă câte un semnal auditiv și așa mai departe. Iar sâmbătă seara avem concert de muzică medievală. Ce transmite prezența dumneavoastră și la paradă și iată că v-ați și costumat. Da, chiar am vrut să vin pentru că mi se pare un moment extraordinar pentru Suceava, este o sărbătoare a Sucevei și trebuie, atât timp cât este o cetate care ar trebui să ne fie de căpătâi, pentru că este o cetate, cum se spune bine, nu mai vorbim despre istoria cetății din scaun. Cetatea există, noi existăm, deci conexiunea este foarte bine făcută și cred că acest festival este una din cele mai mari sărbători al Sucevei. Poate fi o modalitate de promovare a Sucevei acest festival? Cu siguranță! Coloanei de aproape 300 de participanți cu torțe aprinse i s-au adăugat mii de oameni care au însoțit-o pe parcurs, în vreme ce zeci de mii de suceveni au urmărit trecerea paradei medievale de pe marginea străzii, de prin blocuri sau din miile de mașini aflate în trafic. Parada cu făclii de la Suceava este cea mai mare paradă de acest fel din cadrul unui festival medieval european, procesiune care în programul festivalului se înscrie ca unul dintre cele mai spectaculoase evenimente. Parada a animat orașul într-o traversare impresionantă, o coloană luminoasă și șerpuitoare. Tobele, tamburinele, trâmbițele, cimpoaiele și fluierele au sunat animând sonor procesiunea, mânuitorii și aruncătorii de steaguri și-au demonstrat îndemânarea, iar războinicii au scos strigăte de luptă și încurajare. Parada cavalerilor cu făclii a fost condusă, ca și anul trecut, de vestitul toboșar al cetății Sighișoara. Iată-ne, am ajuns cu ajutorul bunului Dumnezeu și la ediția a noua a festivalului Ștefan cel Mare Suceava, cel mai mare festival de artă medievală din țară. Singurul festival care respectă cu adevărat litera cronicelor moldovenești privind viața în cetatea Sucevei. Marșul din această seară este iarăși unic în țara noastră. El se desfășoară pe lungimea a 8 km, plecând din cartierul Opcin, cel mai tânăr cartier al Sucevei, și ajungând prin cartierele Georgenescu și Ana Ipătescu, Ștefan cel Mare, spre cetatea Sucevei. După 3 ore vom ajunge la cetatea Sucevei, unde vom fi întâmpinați cu salve de tun. În alaiul nostru vor fi prezenți 280 aproximativ de actori de factură medievală
Și după cum vă dați seama de, din atmosfera din jurul meu, din cartierul Opcini, de aproape un sfert din populația orașului, cel puțin jumătate din populația tânără de al va fi lângă noi. Festivalul medieval se va desfășura începând de mâine pe parcursul a 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică, de la orele 10 dimineața până târziu în noapte. Spectacolele pentru copii, teatru pentru copii, vor fi alternate cu demonstrațiile de arme și folosirea armelor de pe panopliile tuturor cavalerilor aflate în fața taberelor din cetate. Festivalul de artă medievală va avea loc în perioada 13-16 august la Cetatea de Scaun și Muzeul Satului Bucovinean, unde cavaleri, domnițe, păpușari și cascadori vor oferi publicului, ca în fiecare an, turniruri, spectacole cu foc, dansuri, cântece medievale și școli de lupte, comedie de lart, teatru pentru copii, muzică medievală și tir cu arcul. Deschiderea oficială este programată pentru ziua de vineri, 14 august, de la ora 17:30. Începând de vineri și până duminică, în fiecare dimineață va fi organizat concursul pentru copii Descoperiți Comoara. În fiecare zi a festivalului, în Muzeul Satului Bucovinean, vor avea loc spectacole de muzică medievală. Sucevenii și turiștii care vor veni la festivalul medieval din Cetatea de Scaun vor avea parte și de spectacole interactive și teatre pentru copii, demonstrații de luptă, prezentări de arme, concursuri de tras cu arcul, jocuri medievale, concursuri de lupte cu publicul, turniruri cu arme, ateliere de lupte și dansuri medievale sau jonglerii cu steaguri. Și anul acesta va fi organizată Noaptea Supraviețuitorilor în cetate, concurs care va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică.